Hai, bună dimineața, oameni buni! Am o sugestie, așa să începem de dimineață să fim productivi. O sugestie de la 80 Dillinger. Să-l ușopi când ai timp să faci, poți să faci o reacție la The Lyrics Allen Strike trecător. Piesa o știu, dar e vorba de un alt concept. Silent Strike, trecător live, Untold 2023. De mult nu am mai simțit o asemenea emoții. Totul e perfect în piesa asta, cântată de Deliric și orchestrat la Untold. Emoții și profesionalism la cel mai înalt nivel. Din păcate, în România ne place să vorbim mai mult de porcării decât de capodopere. Televiziunile noastre trebuie să vorbească și despre asta, despre această piesă și să arate tinerilor și partea frumoasă a rapului. Da, hai să vezi tot așa ceva, da? Hai să vedem. Chiar sunt curios să văd orchestra. Vă mai zic o poezie, vă mai zic. Poezie, da. Încerc să-ți faci loc iarăși printre noi, să faci din flori strigoi, să lași copaci să strige coi. Vrei iar să-mi umpli cerul de noroi, să aduci ploi din sori, să aduci nisori din ploi să faci apoi. Dar ce greu e, frate, să fac reacții la piesa asta, că îmi dau lacrimile de ei, dar nu știu de ce. Strez. Da, ai dreptate, frate, că te plângi la prima oră, e nașpa. Dar îți dă un vibe, nici nu vreau să mă gândesc. Dacă eram acolo, frate, ce emoții poate să-ți transmită dacă trece de sticlă. Oricum, piesa ai... Art, tati, nu știu. Alt cuvânt, nu știu. Nopți din zori și zări de sloi, tu vrei pământul să-mi jupoi, vrei umbra să-mi despoi, ai tăi moroi o să-mi strivească ceas, vor lumina să-mi sugrume, tu de ce-i lași să-mi otrăvească glasul? Mă acoperă hărmălaia ta ruginită, ziua închide ochii e grăbită, plânge cerul, rage mare, ocila-i fericită. Vreau să mă gândesc. Nu știu. Dacă i-a venit toată piesa în cap sau cumva... Știu că... Na, din ce am ascultat și din podcast de la Gojira, cumva... Vine la unele bucăți din trecut, cumva. Nu știu, ce stare au avut când a scris piesa. Mai exact, când. Neacă-n volburi vadul, viforul vie, va carmul din gard, vale în vrie, cântă ca bardul, veți moartea în vie, vin e doar bradul, că iadul ăsta alb ne acoperă morții. Aș focul să pâlpâie la marginea bolții, e timpul să ascută soarele colții, să ascundă tăișul în oglinzile bălții. E trus Dumnezeu, suspin în rocul, cerul cu cearcă ne pică în hohot. Lacrimile lui, odată doar șopot, îți bulgă de plumb ce bat ca în clopot. Te-ai păcălit apa, pozează-n statui, mi-ai gonit aripile, zboară hai hui. În geamul de flori bat crengile șui, mi-e dor de cuptor de culorile lui. Asta. Cum vine treaba asta, frate? Mi-e dor de cuptor de culorile lui. Chiar ieri mi-a dat o vecină niște prânzoaice și iar cum îi spune la aia cu nucă? Aia cu nucă, cum îi spune? Ce-a făcut? Nu știu, ceva cu nucă. Așa de bun a fost, frate, nu știu dacă chiar are cuptor sau nu, că stăteam de vorbă cu socrul meu și... Wow, frate, de casă, și chiar vorbeam cu el să facem cuptorul de la el. Mi-a să la cuptor.
N-ai cum. Nu mai ia să veci în nimic. În nimic. Bat crengile șui, mi-e dor de cuptor de culorile lui. Cum era pe vremuri la Tulei făcut. Hai să auzim orchestra. Vă las un pic cu orchestra, bucurați-vă! N-am putut să citesc, probabil a fost și mesajul. Cumva te-a atins mai tare mesajul pe care a fost pus pe monitor. Da. Wow. Mulțumesc. Mulțumesc de sugestie. 80 de Linger. Pare rău. Tare rău. Se sparge. Ăsta e canalul meu oficial. Să-mi dați și mie subscribe și clopoțel și toate cele. Aici o să urc totul de acum încolo. Serios? Dar ce s-a întâmplat? Asta n-am înțeles. Asta n-am înțeles, care ești menul. Nu, n-am înțeles ce s-a întâmplat. Poate știți voi mai multe. Nu știu exact. Vă mai zic o poezie. Da, cam asta a fost, oameni buni. Artă, tati. Artă. Vezi, arta cumva... Adică cumva, e greșit spus și am vrut să zic că cumva implică foarte mulți oameni, pentru că poate să facă un singur om, depinde acum la ce, dar cred că în arta muzicii implică foarte mulți oameni. Nu știu, poate e greșit spus. Frumos în orice caz, probabil la concerte. Să creezi o artă, așa ar trebui. Eu am fost Shopee, aveți grijă de voi, v-am pupat. Pace. Like.